Am revenit în direct, vedeți aceste imagini și vreau să comentăm în această seară un alt caz pe care îl vom dezvălui în emisiunea 100 de minute. Este un caz documentat de colegii de la emisiunea în premieră, dar veți vedea o primă parte a lui. Lia Lucia Epure, jurnalist, este un om pe care îl știu de mult, a făcut o descoperire, are documente doveditoare că anumiți preoți, câțiva preoți, să încerc să sintetizez, veți vedea materialul ceva mai târziu, câțiva preoți își făceau parte din salariile angajaților într-un proiect ce ar fi trebuit să ajute oamenii. Cum am ajuns, doamna Epure, la această concluzie? Bună seara! Din păcate, ar trebui să începem o concluzie mai generală și anume faptul că modelul de a fura din bani europeni, din bani publici în general, promovat de politicienii din România, a ajuns să fie preluat, din păcate, de oamenii care servesc în biserică, de unii oameni care servesc în biserică. Se întâmplă că, bineînțeles că generozitatea proiectelor europene, mă refer de data asta strict la cele POSDRU, pe resurse umane, au ajuns și în Banat, generatorul proiectului despre care eu vreau să vorbesc în această seară, este o fundație, Filantropia, din Alba Iulia, care și-a luat parteneri câteva eparhii din regiunea noastră, adică din Alba Iulia, din Timiș și din Mureș, un pic mai sus, cazul din Mureș nu-l cunosc, n-aș vrea să-l abordez. Și sigur că la început am avut informații, la început, adică acum mai bine de un an, că angajații sunt obligați lunar să cedeze o parte din veniturile pe care le fac oficial, legal, pe contractele de muncă. O parte din venituri trebuie să le cedeze unui anumit grup de preoți, coordonatorii acestui proiect la Timișoara, acești preoți la rândul lor fiind coordonați de episcopul vicar cu numele lui bisericesc, Paisie Lugojeanu. Am încercat să-l contactăm pe părintele, arhiepiscopul Paisie, nu am reușit să luăm legătura, am cerut în diferite moduri și i-am avertizat că vom da un material pe care ar trebui să-l comenteze și în cazul căruia ar trebui să ia măsuri. Concret, ce făceau? Ce făceau? Făceau ceea ce ar cam face golanii, să zicem. Plăteau salariile formal angajaților, după care le impuneau ca o treime, deci 30% din salari, să vină înapoi niște fonduri pe care nu le cunoaștem, n-au reușit să găsim conturile, asta va trebui să facă Curtea de Conturi și va face parchetul, pentru că am aici și plângerile penale promovate de angajați și răspunsurile de la Unitatea POSDRU, de la Timișoara și București, că această anchetă a început, femeile angajate, asistentele sociale, animatoarele sociale. O secundă. Da? Ce salarii, de obicei, dacă e vorba de POSDRU, da, de programul POSDRU, salariile sunt, este un program menit să financeze formare de formatori de multe ori. Deci ăsta e scopul. Ăsta este cu totul alt gen de program. În acest program, persoanele care lucrau cu copiii năcăjiți, despre care aș vrea să vă spun de ce îi numesc năcăjiți și din ce punct de vedere acest statut se regăsește sub acoperirea acestui termen, aceste persoane se numesc animatoare sociale, asistente sociale, un tip de pedagogie care a fost mai puțin obișnuită acestor centre sociale până nu de mult, până când aceste fonduri europene au pătruns și în România. În, ce se întâmplă? Selectau copii din familii cu vulnerabilități, familii cu venituri joase, cu probleme mari sociale. Familii sărace. Foarte săraci. Un caz pe care noi l-am vizitat, am vizitat mai multe cazuri, dar într-un caz am găsit o familie care locuiește exact într-un graj, adică un fost graj amenajat cu patru copii. Și erau angajați oameni de această fundație să aibă grijă de ei? Erau angajați de fundație să aibă grijă de ei, dar partenerii acestor fundații au devenit, așa cum spuneam mai înainte, câteva eparhii din regiune. În cazul nostru, Arhiepiscopia Timișoara, care, bineînțeles că a nominalizat niște persoane care manageau partea, componenta aceasta care ținea strict de partea bisericii. Ce s-au gândit ei? Și asta le-au spus-o femeilor în față și există documentul filmat pe care sperăm că o să-l putem vedea în seara asta aici. Le-au spus 15 milioane, 15 milioane mă exprim în limbajul vechi, da, deci 1500 de lei, 15 milioane pentru lumea modestă e mai obișnuit limbajul. Le-au spus 15 milioane, vă dați seama ce salariu mare este?
Voi știți cât câștigă o asistentă socială într-o grădiniță, într-o creșă? 6-7 milioane. Deci, 30%, 500 de lei, 5 milioane vechi, îi veți dona cu titlu de donație lunar nouă. Bun, dar cui dăm banii ăștia? Voi nu mă aduceți banii, cam asta ar fi. Ele, la un moment dat, au cerut o chitanță pentru banii pe care i-au donat, lor spunându-li-se că acești bani, amărâții aceștia de bani care li se luau din acest salar, ar fi urmat chipurile să contribuie la continuarea proiectului. Ceea ce s-a dovedit, evident, o minciună. Cum adică s-a dovedit o minciună? S-a dovedit o minciună pentru că în clipa în care noi am început să scriem, să devoalăm aceste investigații, să le scriem, să le promovăm și au fost informațiile luate și de alte televiziuni locale religioase, n-au avut a doua zi banii. Biserica, Arhiepiscopia v-a răspuns în vreun fel? Da, sigur că da. Au răspuns cu următoarea formulă. Cei doi preoți cu care noi am stat de vorbă și care se numesc Alin Cuza și Cristian Pavel, a spus, noi așa am crezut că trebuie să facem, am dat ascultare. Ascultare ar trebui să decodificăm expresia, sintagma ascultare în biserică, înseamnă că în armată am executat ordinul. Ordinul venea de la acest episcop vicar. Deci în fiecare lună, timp spun de un ei, an și jumătate, pretind ei. Spun ei, apare declarația lor. Am făcut declarație și la noi în redacție, la Ziua de Vest, apare în presă, nu ne-au declarat doar nouă lucrul acesta. Uh-huh. Simțindu-se frustrate și dându-și seama câteva dintre angajate de grosolonia furtului, au început să-și ceară banii înapoi. Au refuzat să le dea banii și atunci aceste angajate demne au spus, ok, noi mergem la autorități, lucru pe care l-au făcut. S-au adresat poliției și au făcut plângeri. Au făcut plângeri, am câteva copii aici, le putem arăta pe cameră. Uh-huh. Au făcut plângeri la poliție, la departamentul economic care se ocupă de fondurile europene. Noi am făcut un demers organizațional către unitatea Pozdru de la Timișoara, care a răspuns imediat, avem aici corespondența oficială, ne-au spus că au luat cazul în lucru. Și noi am anunțat și pe managerul de proiect, care este directorul Fundației Filantropia de la Alba Iulia. Instituțiile europene au trimis imediat un control. Din păcate, activitatea centrelor s-a întrerupt, pentru că e vorba de fur de bani europeni. Și nu ne referim, din păcate, doar la salariile angajaților, ci la o bursă minimă de 100 de lei pe lună pe care o primeau acei amărâți de copii care n-au din ce să fie susținuți. Acum, în această clipă, de exemplu, nu au pantofi să meargă la școală 125 de copii din județul Timiș. Poate părea puțin pentru criza nu e din lume. De asta. Pentru comunitatea locală este enorm. Femeile acelea s-au considerat practic jefuite. Asta a fost motivul pentru care da, ele evident. S-au dus și au depus plângeri. Evident. Ele au fost de acord la început să doneze. Eu cred că ele la început au înțeles ce se întâmplă. În clipa în care au întrebat, dacă noi vă dăm acești bani, ne dați o chitanță să se înțeleagă între noi și Arhiepiscopie, că noi am donat banii ăștia pentru, o să vedem, pentru proiect social. Li s-a răspuns, nu. Chitanța au dat-o pe numele unei persoane X, care nu are legătură cu activitatea centrelor. În clipa în care s-au unit și s-au revoltat și au găsit susținere mediatică, nu doar pe noi, au venit toate televiziunile, toate posturile de radio în ziua în care ele au ieșit de la anchetă, atunci acești oameni care au jefuit au găsit de cuvință să încerce un răspuns mediocru de genul, dar dacă încercăm să vă dăm banii înapoi, nu i-au dat, pentru că n-au avut de unde. Încercăm în continuare să contactăm reprezentanții Arhiepiscopiei Timișoarei să comenteze acest caz. O să-l rog și pe domnul Ciurică, sigur, sper să reușim, e o mică defecțiune pe care o avem în acest moment, mică sau mai mare, sper să o remediem, dar vă rog să comentăm puțin, nu e prima știre în care preoți sunt acuzați că sunt implicați în lucruri cu care teoretic n-ar avea nicio legătură sau n-ar avea de ce să aibă legătură. Deci vedeți că am vorbit acum o oră, nu? A fost doamna Mariana Câmpeanu și vorbea de blocarea temporară a proiectului, a fondurilor ăstora pe Pozdru și de faptul că o să încerce să plătească ei de la bugetul de stat, exact. De acum încolo, programele corect făcute, nu cazul ăsta, urmând să ia banii înapoi de la Bruxelles când or putea să ia guvernul banii înapoi. Ce a prezentat doamna Epure aici este un exemplu pentru ce s-au blocat acele fonduri europene. Pentru că s-au făcut foarte multe șmecherii cu fondurile respective și cei de la Bruxelles au decis blocarea lor.
Asta este principala problemă și o chestiune generală. În cazul ăsta, sigur că e foarte ciudat, așa cum că și Sfinții Părinți s-au dedulcit la fonduri europene și nu numai la fonduri europene, dar să facă și o ciubucăreală din fondurile europene respective. Pentru că să iei omului, am mai auzit de cazuri de astea, să iei omului o parte din salariu una primit, importantă, 30% este enorm. Ca un fel de ciubuc pe care îl faci tu, uh-huh, pentru că respectivul are, în mod normal, poate un salariu mai mic și în timpul programului respectiv are un salariu mai mare. Asta este o ciubucăreală nedemnă în general, cu atât mai mult e nedemnă pentru un slujitor al bisericii, așa cum ne imaginăm noi că ar trebui să fie. Acum o să vedem, înțeleg că e anchetă penală, o să vedem ce fac procurorii, mă gândesc ce fac în alți ierarhi, că pe linie bisericească ar putea să ia niște măsuri înainte să aștepte decizia justiției, care e mai lungă așa. Ierarhii pot să rezolve mai ușor problemele, cred că, dacă vor. Aș vrea să vă dau un răspuns. Există, din păcate, un tip de atitudine ipocrită, de genul ne protejăm pentru că sinodul are niște reguli proprii talibanice și că dezvăluirile... Cum adică talibanice? Vorbim de sinod, e o asociere pe care mie mi-e foarte greu să o fac. Am extrapolat, poate forțat un pic expresia. Nu, dar cum adică? Adică niște coduri care țin strict de o castă. Asta înțeleg eu prin atitudine talibanică. Haideți să vedem reportajul. Eu vreau să fac așa și nu-ți mai explic ție de ce. Reportajul pornit de la această anchetă a Liei Lucia Epure, un reportaj realizat de colegii de la În Premieră. Îl vedem acum. Fonduri europene pentru copiii săraci, dar și pentru biserică. Așa sună pe scurt o afacere ilegală binecuvântată de preoți. Anul trecut, Arhiepiscopia Timișoara a devenit unul dintre coordonatorii unui proiect POSDRU. În baza lui au fost înființate 5 centre educaționale pentru copiii din familii cu probleme sociale. Cei 23 de angajați ai centrelor au fost nevoiți să doneze o treime din salariu. Încadrarea este de 2125 de lei, 1500 de lei rest de plată, dintre care 500 se întorc către centru. În contractul de muncă scrie clar, de lapidarea unui singur euro se pedepsește. La mine în total sunt 55 de milioane. Ați primit vreo chitanță? Nu. De bani ăștia? Nu. Nu. Fără niciun fel de act de donație, preoții erau atenți și la angajații scutiți de taxe și impozite, precum această educatoare cu o problemă de dizabilitate motorie care avea un salariu cu 200 de lei mai mare. Drept urmare, Arhiepiscopia i-a luat din salariu cu 200 de lei mai mult. Femeia ar vorbi, dar este frică. Vi s-a luat și acea scutire de impozit pentru handicap? Da. Vi s-a zis să nu vorbiți cu presa? Da. Și ați fost și amenințată? Acum amenințată ca toate celelalte, înțelegeți. Deci nu amenințată la general, nu în mod special. Adevărata spovedanie vine chiar de la unul dintre coordonatorii proiectului. Părintele Alin Cuza i-a și explicat soțului uneia dintre angajate întregul mecanism prin care Arhiepiscopia face rost de bani. A recunoscut și faptul că angajatele n-au primit chitanțe pe banii donați. În mod intenționat am construit un buget mai mare de salarii pentru ca mai apoi să găsim înțelegerea la oameni ca o parte din banii aia să se întoarcă sub formă de donații. Deși nu este oficializată practica aceasta. Un mecanism ilegal pus în mișcare de Arhiepiscopie. Câteva rotițe însă s-au oprit. Unele dintre angajate au refuzat să mai cotizeze. Rezultatul, coordonatorii proiectului s-au autoservit din contul lor. În luna februarie nu mi-au virat banii în card, pe card. 15 milioane. Și am zis, cum e posibil să nu aveți o datorie la mine, la noi? În mai, câteva dintre angajate au depus plângere la poliție. Iată poziția Arhiepiscopiei. Știu că aveți o întrebare foarte concretă, la care nu este potrivit a da răspuns, pentru că nu am un răspuns în acest sens. Prin urmare, am să vă rog să nu insistați. Repet, el va fi de la sine. Ancheta este în derulare. Vinovații nu au fost încă pedepsiți, dar centrele au fost închise. Prin urmare, până acum, de suferit au avut doar copiii și angajatele acestor instituții. De subliniat este însă că, ierarhii vorbind, peste cei doi coordonatori se află episcopul vicar Paisie Lugojanul, dar preasfinția sa nu ne-a răspuns la telefon. De altfel, se pare că la Arhiepiscopia Timișoare lucrurile au luat o razna de multă vreme. Și cu cât deschizi mai larg cutia Pandorei, cu atât găsești mai multe fără de legi. În afară de proiectele astea europene,
preoții Bela Parahie mă obțineau prin diverse cereri către Secretariatul de Stat pentru Culte, obțineau tot fel de fonduri pe proiecte. Se făceau presiuni mari pe parohii ca să dea zeciuiala, cum se zice, adică dacă făceai rost de 500 de milioane sau, mă rog, 50 de mii de lei, trebuia să dai. În rândul preoților parohi din județ sunt mulți nemulțumiți de felul în care sunt conduși de Paisie Lugojeanu, dar n-au curajul să vorbească pentru că și-ar pierde imediat parohiile. Dacă mi-aș dezvălui identitatea, cu siguranță aș bura din biserică, asta e clar, aș fi caterisit în secunda 2. Cine a ridicat un pic capul mai sus a fost executat, transferuri peste transferuri, fără nicio motivație. Am spus, dictatură ierarhică dusă la extrem, asta este în Biserica Ortodoxă acum. Dictatură dusă la extrem, spunea. Dictatură ierarhică dusă la extrem, mă rog. Aș vrea să țin neapărat să fac două precizări. Vă rog. Prima, cea mai importantă. Dezvăluirile pe care presa, nu doar la Timișoara, la București, în toată țara, le face sau le va face în legătură cu abuzurile și fraudele din biserică, n-au nicio legătură cu nicio campanie de denigrare a imaginii bisericii. Dimpotrivă, este dorința noastră de a ajuta la aflarea adevărului. O bună imagine se construiește după ce am curățit mizeria. 2. Aș vrea să se mai știe că în funcția ierarhică supremă la Timișoara se află înalt preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae, care nu are nicio legătură și nicio atingere cu aceste probleme administrative, întrucât de anul trecut, din luna mai, înalt preasfinția sa este într-un con de umbră în ceea ce privește capacitatea de a-și exprima autoritatea morală și administrativă. Dar am ținut neapărat să precizez acest lucru. Dar cine l-a pus? Domnul... Nu. Eu am vrut să precizez pentru că în această clipă o comunitate importantă din Banat ne urmărește și vreau să fiu corectă față de Mitropolitul Banatului. N-are nicio legătură cu aceste mizerii. Dar Mitropolitul Banatului poate să intervină. Ați stat de vorbă cu... Am stat de vorbă. Mitropolitul Banatului e într-o situație mai delicată. Aș vrea să nu discut despre acest lucru. Dar singurul care poate să ia o decizie sau să facă ceva clipă? Este Paisie Lugojeanul? Nu, în această clipă sinodul și patriarhia, bineînțeles. Bun, încercăm atunci să obținem, cred că e foarte important că am adus la cunoștința sinodului ceea ce s-a întâmplat acolo. Comentați, domnule Ciurica, acum avem și mai multe elemente. Da, e urât faptul că astfel de lucruri se fac de către reprezentanții bisericii. Eu înțeleg că e posibil să fi fost poate o înțelegere prealabilă înainte, între preoți și sau reprezentanții fundației respective și doamnele angajate ca asistente, înțelegere care să fi căzut după aia. Dar în general este urât. Este urât faptul că reprezentanții bisericii se coboară la astfel de mișmașuri financiare până la urmă. Asta este urât și este grav că se întâmplă lucrurile astea cu fondurile europene, pentru că noi ne-am obișnuit cu banii românești. Banii românești se fură după reguli românești. Banii europeni nu pot fi șmecheriți după reguli românești. Trebuie respectate regulile europene, pentru că din cauza șmecheriilor ăstora și altora de genul ăsta se blochează după aceea fondurile și suferă toți ceilalți care au accesat fondurile astea postru, care n-au făcut șmecherii, care au fost corecți și care au înaintat cererile alea de rambursare la Ministerul Muncii și Ministerul Muncii până acum a ridicat din numere, a spus n-avem bani că